Bună ziua și bine ați venit la Autoreport, singura emisiune auto completă din România. Începem în forță testând un brand auto nou în România. Ineos Grenadier vine ca un off-roader veritabil. La știrile zilei vă prezentăm care este cea mai mare piață auto din lume, dar și câte mașini s-au vândut în total anul trecut. Standardul Euro 7 a fost subiectul multor controverse, dar iată că a fost adoptat și intră în vigoare în 2030. La rubrica Eco avem o versiune hibridă a unei populare compacte. Kia Ceed Facelift vine în versiunea hibrid GT Line. Testul emisiunii ne aduce în față Subaru Forester, la un test desfășurat pe perioada a doua anotimpuri, iarnă și primăvară. Apoi, reprezentanții oficiali ai transportatorilor din România ne explică cu ce se confruntă companiile dacă încearcă să se plieze pe noile orare de distribuție propuse în București. Ineos Grenadier este o mașină creată de milionari pentru milionari. Off-roaderul vine să ocupe locul lăsat de Defender, care a primit variantă mai soft și să vă însoțească peste tot, în vacanțe, în off-road sau la vânătoare. Avem o mașină interesantă de această dată. Este vorba de Ineos Grenadier. Și cum nouă ne plac mașinile cu povești interesante în spate, haideți să vă spun povestea acestei mașini. Undeva, prin Europa, un grup de milionari a stat și s-a gândit: băi, Land Rover Defender nu va mai fi produs, sau mă rog, va fi produs într-o variantă mult mai cuminte și mult mai modernă. Hai să ne facem noi propria mașină. Și așa a apărut ideea de Ineos Grenadier sau Ineos Grenadier, o mașină care este construită într-o uzină din Franța, cumpărată de cei de la Mercedes și care folosește inginerie anglo-germană. De ce vă spun asta? Pentru că odată avem o mașină off-road veritabilă, care se conduce într-adevăr și pe asfalt ca o mașină de off-road. Este foarte grea, este în același timp foarte manevrabilă, poate să combată orice tip de teren, arată în interior ca un vehicul militar și aici sub capot avem doar motoare BMW, 6 cilindri, 3 litri, 6 cilindri în linie, după cum v-am spus, fie că vorbim de motorizările diesel sau de motorizare pe benzină de 286 de cai putere pe care o avem pe acest model testat de noi. Avem aici comenzile pentru transmisia 4x4, blocarea diferențialului, diferitele tipuri de teren pe care le vom întâlni în drum. Avem o mașină care poate să ofere și ceva viteză. Se aude foarte interesant motorul, dar după cum v-am spus, poate urca pe orice vârf de munte. Nu am supus-o la foarte mari încercări acum, urmează să o facem. Deocamdată ne-am decis pe un test de prezentare, o să o vedeți filmată undeva și în off-road, dar și parcurgând drumuri de munte. În interior ai suficient spațiu pentru 5 persoane, în portbagaj ai suficient spațiu pentru scule de vânătoare, de pescuit sau, Doamne ferește, în caz de pornește vreun război, e o mașină pe care te poți baza. Volanul este destul de confortabil. Aici am o suită întreagă de comenzi, ce mă duce cu gândul la un vehicul militar. Toate sunt configurate ca și cum ar fi de vehicul militar, dar în același timp butoanele ascund comenzi ce țin de climă, confort, încălzirea în scaune, tot confortul pe care ți l-ar putea oferi o mașină. Aici sus avem suita de comenzi ce țin de prizele de putere, de partea de electrică, iluminarea interioară și sistemele de siguranță care se pot porni sau opri în funcție de preferințe. Am o busolă digitală care îmi arată direct coordonate. În loc să îmi arate nordul, îmi arată direct coordonatele în sistem digital și în timp real. Mai avem aici foarte multe elemente, gen altimetru, înclinare, înclinarea mașinii, unghiul de atac, unghiul de bracaj, tot ce ai nevoie pentru a parcurge un drum
unde efectiv se poate să nu ai semnal la telefon. Acesta este Offroad Grenadier, o mașină concepută de milionari pentru oameni cu bani, pentru pasionați de auto, pasionați de aventură, pasionați, să spunem, de absolut toate lucrurile bune din viața aceasta. Anul trecut a fost unul foarte bun pentru vânzările de mașini pe plan mondial, cu un total de 72 de milioane unități vândute, dintre care peste 22 de milioane au fost înmatriculate în China și peste 10 milioane în Uniunea Europeană. O treime dintre mașinile asamblate în lume ies pe porțile fabricilor din China. În lume s-au înmatriculat anul trecut 72 de milioane și 400 de mii de mașini noi, în creștere cu peste 6 milioane față de 2022. Creșterea pe plan mondial a fost de 10%, dar au fost și țări cu avans de peste 50%, spre exemplu Turcia, Rusia și Ucraina. Se arată într-un raport al Asociației Constructorilor Europeni de Automobile. China este cea mai mare piață auto, cu peste 22,3 milioane de mașini înmatriculate anul trecut, iar pe locul 2 a fost SUA cu peste 12,3 milioane. În Uniunea Europeană, piața a crescut cu 14% spre 10,5 milioane de mașini noi. Japonia a crescut și ea cu 15% spre 4 milioane de mașini, iar India a urcat cu 8% peste 4,1 milioane de mașini înmatriculate. În Europa, cele mai mari patru piețe au fost în ordine: Germania, Franța, Italia și Spania, care împreună au însumat aproape 7 milioane de mașini. Acesta este peste jumătate din totalul din Uniunea Europeană. Germania este lider detașat cu 2,8 milioane de mașini înmatriculate. Dintre piețele foarte mari, Italia este cea care a crescut cel mai mult, adică 19%. Dacă luăm în calcul piețele mari din afara UE, Turcia a crescut cel mai mult cu 63%, ajungând la aproape 1 milion de unități. Rusia, după ce a avut un 2022 extrem de slab, dat fiind că multe mărci europene, americane și asiatice s-au retras, a crescut puternic la peste 1 milion de mașini. În Ucraina, datele arată că s-au vândut peste 60.000 de mașini noi, o creștere de 60% față de 2022, dar totuși această piață este la jumătate din valoarea pieții din România. Producția auto în lume a trecut de 75 de milioane de mașini după un an cu o creștere solidă, arată datele asociației. China a depășit în premieră pragul de 25 de milioane de mașini produse, în timp ce Japonia, cu peste 7 milioane de mașini, a depășit SUA. În Europa, Germania este pe departe cel mai mare producător auto cu 4 milioane de unități. Pe locul 2 a fost Spania cu 1,8 milioane. România a avut al doilea an cu peste 500 de mii de mașini produse, fiind pe locul 6 în rândul țărilor producătoare din UE. India a produs 4,7 milioane de mașini, iar Coreea de Sud aproape 4 milioane. Rusia a avut parte de o piață auto mică, de aproape jumătate de milion de mașini, în creștere cu 10% față de anul trecut. Parlamentul European a aprobat în această lună standarde de poluare mai stricte pentru unele vehicule. Acest acord a diluat propunerea inițială a UE în urma obiecțiilor unor state membre. Noile norme se aplică din 2030. Acestea susțin status quo-ul pentru limitele de poluanți, inclusiv pentru oxizi de azot și monoxid de carbon, pentru autoturisme, camionete și camioane, dar stabilesc limite mai stricte pentru autobuze și vehicule de transport mai grele. De asemenea, acestea stabilesc pentru prima dată limite pentru poluarea cu particule în suspensie provenite de la frânele autoturismelor și camionetelor. De la un prim set de reglementări cunoscut sub numele de Euro 1, în 1992, Uniunea Europeană a înăsprit progresiv limitele de emisii
ale vehiculelor rutiere. Comisia Europeană, executivul UE, a propus cel mai recent set de norme Euro 7 în 2022. Noile norme, care încă mai au nevoie de aprobarea oficială finală din partea țărilor UE, se vor aplica pentru autoturisme și autovehicule începând cu iulie 2030, iar pentru autobuze și camioane 12 luni mai târziu. Comisia Europeană a propus inițial ca limitele mai stricte să intre în vigoare de la jumătatea anului 2025 pentru autoturisme și de la jumătatea anului 2027 pentru camioane și autobuze. Principala politică a Uniunii Europene de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră ale autovehiculelor este o lege separată care va interzice vânzarea de noi autovehicule cu emisii de CO2 în UE începând cu 2035. Constructorii europeni de automobile și țări precum Franța, Italia și Republica Cehă au făcut presiuni pentru slăbirea Euro 7. Având în vedere că vânzările de mașini noi cu emisii de CO2 urmează să fie interzise, aceștia au declarat că ar fi mai bine să se concentreze investițiile pe creșterea producției de vehicule electrice pentru a satisface cererea viitoare. Asociația Constructorilor Europeni de Automobile a salutat adoptarea normelor în această formă, spunând că ele consolidează poziția Europei ca lider mondial în ceea ce privește standardele de emisii pentru autoturisme, camionete, camioane și autobuze. Asociația spune însă că factorii de decizie vor trebui în continuare să se decidă asupra unor elemente cheie prin intermediul legislației secundare. Cu un facelift și o versiune hibridă, Kia Ceed sosește la testele Autoreport pentru a ne convinge să rămânem fideli clasei compacte într-o lume dominată de SUV-uri și crossover-e. De această dată avem compacta coreană Kia Ceed, o mașină care a crescut foarte mult sub ochii noștri și a cărei poveste de succes începe undeva acum mai bine de un deceniu și jumătate, atunci când cei de la Kia s-au hotărât să facă un centru de proiectare în Slovacia și o uzină la Žilina și să vină cu un competitor cu adevărat serios pe zona de mașini compacte, acolo unde Golf-ul și Focus-ul făceau legea. Aceasta este a treia generație de Kia Ceed și acum mașina a primit un facelift destul de consistent și mai multe sisteme de propulsie, printre care și acest hibrid. Acest hibrid se bazează pe noul motor al grupului Hyundai, 1.5 turbo pe benzină, un motor destul de eficient care în versiunea nehibridizată produce 150 de cai, iar aici în această versiune de mașină produce 160 de cai. Avem mai multe moduri de rulare, printre care Sport, Eco și Normal. Este o mașină, mă rog, o platformă pe care o conduc zi de zi. Și în weekend am avut această hibridă cu care am obținut un consum real de 7,6 litri la 100 de kilometri. Având în vedere că am rulat în mod urban, este un consum destul de decent, având în vedere că am mers destul de sport, cu o viteză destul de mare. Da, asta nu este un autodenunț, viteză destul de mare raportat la undeva la maximum care se permite pe autostradă legal. Și bineînțeles, în modul eco, iar cândva când am avut nevoie de activarea modului sport, l-am activat, cum s-a spune, fără pic de rușine și fără a mă gândi că o să am un consum mare. Printre facilitățile prezente la bord sunt instrumentarul acesta full digital, Apple CarPlay, Android Auto, bineînțeles, conectate, încălzire, răcire în scaune, dar în perioada asta am beneficiat mai mult de încălzirea în scaune și de încălzirea în volan, răcirea o lăsăm pentru mai la vară să o testăm, spațiu suficient pentru două telefoane, dintre care unul este la încărcare în zona de încărcare wireless. Este o mașină care arată foarte bine. Se vede că echipa de design de la BMW pe care au angajat-o cei de la Kia își face foarte bine treaba. Mașina aceasta este în prezent una dintre cele mai atrăgătoare de pe piața compactă și bineînțeles au și un fel de SUV compact, mă rog, SUV coupe compact, nu mai știu cum poate fi definit acum, Kia Ceed. În momentul de față, platforma de la Kia, ca și cea de la Hyundai, este cea care oferă cele mai multe vehicule pe partea de compacte. Adică avem Ceed-ul, avem Proceed-ul, avem Ceed-ul,
iar în partea cealaltă avem Mi30 cu toate derivatele. Este o mașină care se manevrează foarte bine, este un pic mai joasă și bineînțeles destul de sportivă. Feedback-ul direcției este unul foarte, foarte bun. Pe asfalt se așează foarte bine. Bine, dacă ai bineînțeles o versiune de echipare mai bună, cu niște jante mai mari. După cum vă spuneam, e o mașină destul de economică, o mașină destul de sportivă, cu foarte multă tehnologie în interior și cu un preț destul de bun. Fie iarnă, fie primăvară, am prins mai multe anotimpuri la volanul longevivului Subaru Forester. SUV-ul japonez cu istorie a venit la testul nostru în versiune hibridă. O mașină japoneză, cum numai japonezii știu să facă, ceva ce poate să facă față cu brio atât la terenurile accidentate aici din jurul sediului emisiunii, mă rog, punctului de lucru de undeva de aproape de Ploiești, poate să facă față și zăpezii pe care am întâlnit-o la Sinaia. Și pentru mine este o amintire frumoasă această mașină. De ce spun asta? Pentru că Forester este una dintre primele mașini pe care am testat-o. În 2010 am început testele cu Subaru Forester, pe vremea aceea era un 2.0 Boxster, după aceea a urmat un 2.5 Boxster. Fanii Subaru le știu, sunt niște motoare legendare. Este o versiune hibridizată, o nouă generație, care promite o schimbare totală pentru Subaru. Electrificarea a venit și la ei sub forma unui model electric produs în cooperare cu Toyota, se numește Subaru Solterra. Și ce putem spune este că pentru marca Subaru viitorul sună bine, deși mulți o dădeau dispărută. Dar haideți să vă spun câte ceva cuvinte despre acest Forester Boxster. Se bazează ca și celelalte Subaru pe un motor de 2 litri Boxster. Produce 145 de cai putere, dar este ajutat de un motor electric de 14 cai putere, iar sistemul împreună rămâne la acei 145 de cai putere. Motorul electric mai dă cât un boost atunci când este vorba de mers încet prin oraș, de căpătat mai multă viteză pe drumurile naționale și pe autostradă și de ajutat acolo unde este nevoie, unde terenul accidentat o cer. E un model care stă foarte bine pe asfalt, dar și mai bine în off-road. Foresterul și-a făcut un nume pe drumurile forestiere și așa va și rămâne. O mașină senzațională pentru drumuri forestiere, pentru drumuri accidentate, dar acum trebuie să facă față și traficului din oraș, dar și noilor cerințe de pe piața automotiv. De aceea a fost umplut, ca să spunem așa, de sisteme de siguranță pasivă și activă. Nu te lasă pur și simplu să dai cu spatele dacă întâlnește un obstacol cât de mic. Are toate elementele de infotainment cerute de la un automobil modern. Are aici un display mic pe care în permanență ți se arată cum funcționează sistemul hibrid, sistemul electric, motorul termic, cum se trimite energie către baterie and so on. Și în momentul manevrării, tot acolo se arată o cameră care arată efectiv cum virează sau nu virează roata de acolo. Acolo este un unghi mort și în partea asta la altă pentru șofer este un unghi mort și este foarte important pentru că poți să faci tot felul de manevre și reglaje de finețe atunci când ești într-o parcare mai strâmtă. Consumul este unul decent, putem spune, 9% în oraș și undeva pe la 6,5-7% la drum întins pe DN. Mașina este cunoscută ca fiind una dinamică, dar după cum v-am spus, în același timp nu se face de râs în off-road și poate fi folosită foarte ușor ca
mașină polivalentă, mașină de familie, mașină off-road, etc. Ar mai fi câteva cuvinte de spus despre acest model. A rămas în gama Subaru alături de Outback, alături de XV, care, mă rog, va primi o nouă denumire. Și, după cum vă spuneam, urmează o avalanșă de mașini electrificate, printre care Solterra, și probabil următorul Forester va primi și el un lanț cinematic 100% electric. Cam asta a fost, acesta este Subaru Forester. Îl veți vedea cum arată atât pe zăpadă, cât și în condiții de primăvară. Că așa este acum. O zi ai primăvară, o zi de iarnă și, pe urmă, alte două zile de primăvară. Un proiect de hotărâre privind reglementarea programului de aprovizionare cu mărfuri a agenților economici care își desfășoară activitatea pe teritoriul municipiului București a fost pus în dezbatere publică. Să nu fie pe traseu la orele de vârf, respectiv între orele 7 și 10 și 16 și 19. Radu Dinescu, secretar general al UNTRR, ne spune care sunt modificările pe care trebuie să le facă companiile de transport în interior pentru a se conforma. Sunt anumite detalii care creează probleme semnificative în această abordare și în punerea în practică a acestei inițiative. Motiv pentru care noi, ca organizație, Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri, ne-am opus și solicităm să nu se aprobe un astfel de proiect așa în orb, doar că trebuie să aprovizionăm între 22 și 6. Și aici vin și dau mai multe argumente. În primul rând că nu avem forță de muncă suficientă. Vorbim de operatorii de transport, de centrele logistice, de cei care se ocupă de depozit și inclusiv cei care operează magazine. Pe lângă că n-ai forță de muncă suficientă în timpul zilei, acum ne trezim că trebuie să facem rost de forță de muncă care să opereze pe timpul nopții. Adică să ne imaginăm fluxul ăsta de mărfuri, că cineva trebuie să ducă la depozit să încarce, trebuie să am personal care conduce aceste vehicule și trebuie să am personal care așteaptă mărfurile la magazine, trebuie să le descarce. În tot acest timp, trebuie să am pe cineva și la birourile logisticienilor, respectiv transportatorilor, care să coordoneze și să asigură că toate aceste lucruri funcționează corect. Nu spun că în timpul nopții sunt mașini parcate peste tot, toți cetățenii sunt acasă și atunci accesul poate fi chiar mai dificil decât în timpul zilei. Este adevărat că sunt anumite ore de vârf, nu știu, între 7 și 9 dimineața, între, nu știu, 4 și 6 după amiaza, ore care chiar sunt evitate inclusiv de cei care fac distribuție, pentru că sunt ineficienți în aceste intervale, în aceste intervale orare. Noi, ca organizație, solicităm primăriei de peste 20 de ani să aibă în vedere crearea unor spații speciale de acces la zonele comerciale pentru aprovizionare. Adică dacă atunci când realizează o modernizare a unei străzi, o reabilitare, stradă, bulevard, și văd că la parterul blocurilor sau sunt zone cu spații comerciale, indiferent de ce activitate se desfășoară la momentul reabilitării în aceste spații comerciale, cu siguranță că aceste spații comerciale au nevoie să fie aprovizionate. Da? Nu credem că poate fi pusă în aplicare această măsură decât cu costuri semnificative pentru cetățenii orașului București. Și de asemenea am văzut că măsura primăriei nu vizează sub nicio formă nivelul emisiilor poluante. Deși salutăm ideea de a permite accesul liber al vehiculelor electrice sau pe hidrogen electrice astăzi de transport marfă în București fără autorizație, fără a plăti această autorizație, credem că și în cazul distribuției de mărfuri trebuie avut în vedere acest subiect. În concluzie, putem spune că este o măsură care ar solicita destul de mult fluxul interior al unei firme. Aceste măsuri pot duce chiar la o creștere a prețurilor de transport. În emisiunea 4 puteți vedea Kia EV6, o nouă mașină franțuzească premium, dar și un nou off-roader.